Bună ziua și bine ați revenit la RWA TV. Numele meu este Radu, zis și Fițosul, și sunt gazda voastră pentru a vă ține la curent cu toate acțiunea, toate știrile și update-urile de la RWA TV. În show-ul de săptămâna asta îi puteți urmări în primul sfert de final al turneului One Shot at Glory pe cel mai nou client al domnului Zoltan, Mihai, înfruntându-l pe Future Shock Tom Fulton. Acest meci este adus pentru dumneavoastră de Wrestlebook.ro. Între Future Shock! Doamnelor și domnilor, bine ați venit la cel mai nou show Romanian Wrestling Alliance. Eu sunt Moromete Prânzovenescu, alături de domnul Zoltan. Cât trebuie să ieși afară? Cât trebuie să ieși afară? Cine mi-a adus pe ăsta pe cap? Domnul Zoltan în momentul ăsta trebuie să se ducă în ring, așa că plăcerea de a comenta match-ul Tom Fulton, Future Shock Tom Fulton, fondatorul Source Wrestling România. Vedem acum cum Tom se duce în mulțime, pentru că acolo se află o persoană care a avut un mic conflict la ultimul show. Vedem că de totuși s-au împăcat și că acum vor fi de aceeași parte în această seară și în următoarele episoade de la Romania Wrestling Alliance TV. Vom avea meciuri din turneul pentru a stabili pretendentul numărul 1 la titlul lui Eric Isaacson, campion european la categoria 3. Acesta va veni în România pe 1 iulie. Oponentul său, acompaniat de domnul Zoltan, Mihai! Vedem acum pe domnul Zoltan și cel mai nou client al său, Mihai din Ploiești, nativ din Ploiești, acum trăiește în Marea Britanie, unde a și învățat arta wrestlingului. Acest tânăr wrestler a venit în România să-și facă un nume, a venit la prima școală de wrestling din România, școala chiar lui Tom. Nu știm de ce a ales să fie reprezentat de domnul Zoltan, care la ultimul show Romania Wrestling Alliance și-a făcut debutul și de asemenea și-a prezentat primul său client, Strigoiul, care nu a avut un seară atât de bună, deși și-a înfrânt oponentul fizic, a pierdut meciul. Vom auzi câteva cuvinte din partea domnului Zoltan. Chestia asta funcționează în școala asta lipită cu scoci? Bună seara! Eu sunt domnul Zoltan! Aveți respectul să-i răspundeți! La revedere! Publicul nu este de partea domnului Zoltan în această seară. Eu sunt nici ca data trecută. Domnul Zoltan, aveți puțin respect, faceți puțină liniște când un campion este în ring. De menționat, Mihai nu este campion. Știți că e mai bun decât voi toți. Știți asta. Exact. Cu cât mai mai tare, cu atât confirmați cele spuse. Bună seara, doamnelor! Bună seara, domnule! Bună seara, domnilor! Dacă vă data trecută, după cum știți cu toții probabil, am încercat să vă demonstrez cât de inferior este wrestlingul românesc. De această dată am adus cu mine pe cineva care știe că în România nu ai foarte multe motive să rămâi. Este Mihai, un wrestler autentic care a venit să arate tuturor ce înseamnă wrestlingul adevărat. Deja are în buzunar câteva numere de telefon de la niște doamne foarte drăguțe de aici. Și mama e la Mihai, știm foarte clar care va fi deznodământul acestui match. Abia aștept să îmi faci onoare numelui și să aduci trofeul acesta, a cărui nume nici măcar nu-l cunosc, în buzunarul meu. Doamnelor! Domnul Zoltan, mult mai mult axat pe victorie, nu realizează că titlul de care vorbea este șansa la titlul lui Eric Isaacson, câștigătorul turneului. One Shot at Glory și este sponsorizat de Wrestlebook.ro.
stânga mea, venit din anul 2133, Future Shock, Tom Fulton! Yeah! Tom apreciat de publicul Romanian Wrestling Alliance ca de fiecare dată. Născut în Pitești și stabilit în Anglia, este... Cum îndrăznești să spui că m-am născut în Pitești? Eu sunt din cel mai tare oraș din România, mult mai bun decât capitala asta mizerabilă. Ploiești! Ring announcer l-a făcut acolo o mică greșeală. Adevărat, Mihai este din Ploiești, la fel cum s-a văzut după graficul produs de Romanian Wrestling Alliance. Greșeala a fost o greșeală umană, nu din partea Romanian Wrestling Alliance. Și în sfârșit avem începutul meciului cu o retragere din partea lui Mihai. Tom așteaptă să înceapă meciul, să vedem în sfârșit acest turneu, acest One Shot at Glory. Gloria fiind desigur șansă la titlul european pe data de 1 iulie. Arbitru deja a început să numere, Mihai se întoarce înapoi în ring. Poate în sfârșit vom avea începerea meciului. Meciul în sfârșit începe cu un collar elbow tie-up, început clasic al unui meci de wrestling. Tom Fulton acolo și arată experiență. Mihai deși este în floarea vârstei, experiența este de partea lui Fulton. Iarăși o interacțiune foarte ciudată între un wrestler și acel fan. Data trecută Tom Fulton a fost adversarul său. Se pare că de data aceasta Mihai este. Vom avea meciul. Iarăși collar elbow tie-up. Vedem exact care dintre cei doi va prelua controlul acestui meci. Cum va începe? Încotro va fi direcția puterii. De data aceasta Mihai este cel care îl pune pe Tom la corzi. Arbitrul intervine foarte bine. Tom acolo se ferește de lovitură rapidă lui Mihai. Shoulder block. Un elbow. Și apoi încă un elbow în capul lui Mihai. Fulton rămâne în controlul meciului și o să avem oare numărătoarea la 10, da? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tom Fulton, născut în Regatul Unit, Marea Britanie, în Scoția mai exact, alege să numere în limba română pentru că el consideră în România o a doua sa casă. Intervenție din partea domnului Zoltan acolo. Deja și-a văzut clientul în probleme și Mihai imediat se folosește de acest lucru. Din păcate, experiența în ringul de wrestling câteodată nu este suficient atunci când adversarul tău încalcă regulile. Vedem acolo un headlock, takedown. Foarte frumos din partea lui Mihai. Controlează în continuare gâtul lui Fulton pentru un choke. Dus la pământ Tom Fulton. Publicul fermă în spatele antrenorului de la Romanian Wrestling Alliance, la Source Wrestling School. Tom încearcă acolo să scape, Mihai îl duce la podea. Domnul Zoltan este în extaz pentru clientul său. Cum spuneam data trecută, clientul lui domnul Zoltan, Strigoiul, deși a pierdut meciul, oponenții săi nu au plecat zâmbind. Vedem acolo iarăși o strategie tipică a lui domnul Zoltan. Dacă Strigoiul poate a fost prea brutal și prea necunoscător la regulile de wrestling, se pare că Mihai a venit aici pregătit cu ele în buzunar și mai bine zis pregătit să le încalce pe toate. European uppercut, Tom trimis în colț. Forța lui Mihai, tinerețea, agilitatea sa, parcă spun povestea acestui match. Și o mică intervenție din partea exterioară, din partea lui domnului Zoltan. Vedem acolo cum se bucură de fiecare moment. Publicul nu apreciază gesturile și controlul lui Mihai. Tom revine acolo cu niște lovituri frumoase. Mihai păstrează controlul, la fel, încălcând regulile, băgând degetele în ochiile oponentului său. Tom reușește un reversal, Mihai trimis în colț. Oare este ocazie pentru Future Shock Tom Fulton să preia controlul? Un splash pe corzi acolo în colț. Mihai trimis iar în colț, se va încerca oare Fulton încă un splash? Nu! Primește un big boot și apoi un clothesline trimis la pământ, un lariat, Fulton trimis la podea, dat peste cap, întors pe dos, cum se spune. Și acum o să vedem și o tentativă de pin, oare victoria atât de ușoară din partea lui Mihai? Nu!
Kick out, Tom Fulton, kick out foarte frumos. Experiența, îi spune cuvântul, poate entuziasmul lui Mihai. Ambiția lui, graba lui îl face să nu fie în controlul acestui meci. Vedem acum iar semne de aroganță, alege în loc să facă o tentativă de pin, să pur și simplu să râde de Tom. Vedem dacă asta pe parcursul meciului va costa. Tom Fulton, clothesline, acel întoarce, hai trimis la pământ. Lovituri foarte frumoase de antebraț din partea lui Fulton, preia controlul meciului, încă una. Bine ai venit, Mihai, în Romanian Wrestling Alliance. Vrei să fii un wrestler? Experiența ta din Marea Britanie nu spune nimic, pentru că în școlile din România ești învățat cum să fii un campion adevărat. Vedem acolo un roll-up din partea lui Tom Fulton, foarte bun kick-up, Mihai. Cum spuneam, ești învățat să fii un wrestler adevărat, viitor campion european, se află în această școală, câștigătorul acestui turneu se va confrunta cu Eric Isaacson pe 3 iulie, un atomic drop, un al doilea atomic drop din partea lui Tom Fulton. Tom Fulton preia controlul acestui meci, vrea să aibă acea șansă pe 1 iulie. Hurricane Rana! Mihai la pământ. Totuși, ce ocazie, Tom Fulton, după foarte mulți ani în industrie, după un debut excelent, printr-o victorie acum mulți ani, să ajungă campion european. Ce poveste ar fi dacă în această seară ar câștiga șansa la acel titlu. Tot ce trebuie să facă este să învingă acest meci și încă 3. Vedem acolo monkey flip, tentativă de monkey flip, Mihai pur și simplu aruncă capul cu sac de gunoi în tentativa de a prelua controlul, lovitură în piept și oh! Acest spinning kick îl trimite pe Tom Fulton la podea și îl trimite pe domnul Zoltan în extaz. Îl vedem deja pe colț. Numărătoare, poate din cauza că Mihai a fost de stat de domnul Zoltan, Fulton a avut acolo ocazia să facă kick-out. Nu știm ce caută domnul Zoltan pe colț. Nu este o poziție bună, chiar nu este o poziție bună în acest moment. Tom Fulton este acolo, domnul Zoltan ține pe Fulton, Fulton se retrage și Zoltan trimis la pământ. Asta se întâmplă când nu respecti regulile și acum Tom Fulton un back to the future, da! Acest springboard running, stunner, back to the future, 1, 2, 3! Nu vine să cred! Domnul Zoltan este 0 cu 2 în Romanian Wrestling Alliance, al doilea client al său care pierde. În cazul acesta se pare că poate ambiția și graba lui Mihai l-au trimis la podea. Vedem în acest moment acel back to the future foarte frumos. Mihai a făcut aproape knockout, cel puțin suficient pentru numărătoarea până la 3. Tom Fulton avansează în turneul One Shot at Glory, un pas mai aproape, după cum vedem. El va înfrunta câștigătorul din meciul TG Bogdan cu Mașinăria Neagră. Domnul Zoltan nu cred că este tocmai împăcat de ce s-a întâmplat. Mihai nu este tocmai împăcat cu ce se remarce domnul Zoltan. Sper că ce scuze acum. Numărul la 3. Cum atinge? 2. Atinge? Arde-o. Super kick! Domnul Zoltan e la podea. Nu știu dacă din acel unghi s-a văzut, dar au zburat niște chestii albe din gura lui. Poate vedem în reluare. Stați-vă foarte atent. Poate avem parte de un dinte. Da, nu se vede foarte bine. S-a văzut mult mai bine de la masa comentatorilor. Și cam asta a fost primul match din turneul One Shot at Glory. Așa cum a fost anunțat la One Shot at Glory, UEWA European Heavyweight Champion, norvegianul Eric Isaacson, nu vine singur la București. Alături de campionul scandinav va fi și inițiatorul pro-wrestlingului în Danemarca, fostul dublu campion UEWA European Champion. Omul care a ținut acest titlu, stabilind un record de longevitate de peste 3 ani și jumătate, Chaos. Tichetele pentru show-ul de pe 1 iulie, numit și Scandinavian Invasion, se pot cumpăra de pe RomanianWrestling.com sau via Facebook store-ul nostru. În show-ul de săptămâna viitoare vom avea al doilea sfert de finală din turneul One Shot at Glory. DG Bogdan va înfrunta misterioasa Mașinărie Neagră și vom arunca o privire peste UEWA European Champion Eric Isaacson. Din partea fițosului și a tuturor celor implicați în RWA TV, vă urăm zile cu soare, mulțumim pentru vizionare și vă așteptăm și săptămâna viitoare.